Vreau să spun în mod deosebit că și AmCham și AMRO au fost în perioada de când acest guvern este în funcție doi parteneri extrem de importanți și că una din realizările ultimei perioade cred că este instituționalizarea dialogului între guvern și mediul de afaceri prin Coaliție pentru Dezvoltarea României, o coaliție din care AmCham face parte. Domnul Nistor, vreau să-i mulțumesc și să mulțumesc tuturor celor care încet, încet, nu fără dificultăți sau nu cu o armonie totală, dar au reușit să instituie și în România ceea ce există în țări cu o economie de piață avansată, și anume instituția dialogului între mediul de afaceri și guvern, o instituție care are ca scop dezvoltarea, cum spuneam, a stabilității și predictibilității, dezvoltarea unui climat de încredere în România. Vreau să mulțumesc în mod special pentru ideea care a apărut anul trecut în cursul întâlnirii pe care am avut-o la Washington cu doamna secretar Pritzker, ideea unei foi de parcurs, a unor obiective concrete pe care România să le îndeplinească în scopul dezvoltării stabilității și predictibilității mediului de afaceri. Și azi putem să facem o asemenea evaluare de etapă asupra modului în care a evoluat situația în România. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte legate de faptul că în acest an, scurs de la anunțarea ideii unei foi de parcurs sau unei colaborări instituționale între Guvernul Statelor Unite al Americii și Guvernul României, între Guvernul României și mediul de afaceri prezent aici, pot fi date pe care evident le folosim și pentru care ne mândrim, date legate de faptul că 2013 a consemnat o creștere economică de 3,5%, cea mai mare din Uniunea Europeană, că anul acesta, pe primul semestru, este o creștere de 2,5%, dar sperăm să ne atingem obiectivul de 3%, că România și-a continuat consolidarea macrobugetară și faptul că țintele pe care ni le-am asumat în toate acordurile internaționale le-am respectat. Însă, legat de exact de mediul de afaceri, legat exact de dialogul interguvernamental, dar și interinstituțional, poate că cel mai important rezultat este saltul făcut de România de 17 locuri în topul competitivității. Este evident și este un obiectiv pe care ni l-am asumat împreună, faptul că România are nevoie de competitivitate pentru a rezista într-un climat mondial de competiție, de dezvoltare, iar competitivitatea economiei românești este cu siguranță cel mai bun lucru și cel mai important obiectiv pe care ni l-am asumat și pe care vrem să-l atingem în continuare. M-aș referi doar la trei puncte esențiale ca deschidere a discuțiilor pe care le vom avea azi și mâine. În primul și în primul rând, la faptul că există un domeniu economic în care România a făcut pași foarte mari, în care trebuie să facă și mai mulți pași și în care sprijinul companiilor americane este esențial, și anume domeniul energiei. Avem creștere în agricultură, avem creștere în producție industrială, avem creștere de exporturi, toate acestea depind însă de securitatea energetică. Cu atât mai mult cu cât situația politică din regiune, pe care o știm cu toții, legată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, de toată această stare de instabilitate și de încălcare a unei ordini pe care toți o credeam stabilită în ultimii 10 de ani, toate acestea duc, de fapt, la cea mai mare provocare, securitatea energetică. Evident că România investește mai mult în cheltuielile de apărare, evident că decizia NATO este binevenită, dar eu cred în continuare
că bătălia adevărată cu Federația Rusă nu va fi cu arme convenționale, ci cu energie. Și cred că dacă România reușește să-și asigure independența energetică pentru România și pentru Republica Moldova, cel puțin, atunci cu siguranță toate aceste obiective pe care noi le stabilim la nivel economic se pot atinge. Din acest punct de vedere, vreau sprijin și mulțumesc companiilor care au investit și investesc în dezvoltarea